bucureștenii cu pui de căprioare noastră. Totul s-a întâmplat ieri după amiază. O familie din București, niște oameni de suflet într-adevăr, au găsit-o undeva într-un șanț pe marginea străzii, lovită, plină de sânge, abandonată. Încercau câinii să o atace ca să o mănânce probabil. Așa, oamenii s-au întors din drum, efectiv cred că au renunțat și la concediu și probabil a căutat pe internet primul cabinet ca să o aducă spre îngrijiri. S-a luat de asemenea legătura și cu ocolul Silvii, s-a anunțat că s-a găsit un animal în situația în care este și urmează să se stabilească formele legale. Are șanse să scape? Noi facem tot posibilul, așa cum arată și aparatul, acum a restabilit-o, într-o stare avansată de anemie, a pierdut foarte mult sânge acolo cât s-a zbătut în șanț. Am restabilit-o câtuși de câtuși, însă avem o fractură foarte urâtă, o fractură deschisă de femur și nu știm cu exactitate, abia după ce o să începem intervenția, dacă într-adevăr o să-i reușim să-i menținem piciorușul sau o să trebuiască să-l amputăm. Ideea este că facem tot posibilul ca astăzi de Sfântă Mărie să-i dăm viață și să o păstrăm în viață. V-ați gândit la un nume să o botezați? Cred că pentru toți copiii din România care au ascultat poveștile cu căprioare, deci Bambi cred că ar fi cel mai nimerit. Apoi o să meargă la grădina zoologică sau o menținezi aici? Să vedem ce vor stabili cei de la direcția silvică, ce probabil după ce o să o vindecăm, și o să ia măsuri și o să o țină undeva într-un țar, pentru că dacă îi dă drumul în libertate, ea va fi sigur victima câinilor sau a lupilor sau alte animale din acestea de pradă. Dar după câte eforturi s-au depus, eu zic că totuși o să o țină în viață.